Este deopotrivă medic, realizator TV și cântăreață, fără a mai pune la socoteală meseria de părinte. Reușește să le îmbine armonios și toate reușesc de minune. Este o făgărășancă și se numește Lucia Bubulac. Și-a lansat recent un nou album intitulat Doi Trecători și a hotărât să înceapă turneul național de promovare chiar în orașul ei natal. Concertul va avea loc pe 20 noiembrie la Casa Municipală de Cultură. Doi Trecători este al treilea album pe care Lucia Bubulac l-a lansat recent în capitală, iar cu această ocazie a pornit și într-un turneu național de promovare. Și cum orașul ei de suflet a rămas Făgărașul, pe 20 noiembrie va avea un spectacol la Casa de Cultură pentru a-i încânta și pe făgărășeni. N-am mai cântat de mult pentru făgărășenii mei, așa că îi aștept pe cei care doresc să se întâlnească la acest concert cu o muzică de suflet, o muzică, spun eu, ca o prelungire a sufletului meu. Am încercat în aceste compoziții să relev anumite stări ale mele, care cu siguranță sunt comune și altor persoane, adică general valabile tuturor celor care au în suflet ceva și vor să exprime. Este un zilit de suflet, melodii în care și-a exprimat sentimentele de dragoste față de viață, dar și față de cei doi copii ai ei, Daria și Raris, cu care va cânta și pe scena din Făgăraș. Albumul Doi Trecători cuprinde 10 piese, din care una în limba greacă și alta în limba italiană, o melodie în duet cu soprana Felicia Filip și o alta cu cei doi copii. La acest concert vor mai cânta alături de mine doi prieteni foarte buni. Este vorba de Gheorghe Gheorghiu și de Ovidiu Comornic, pentru că la casa de producție Ovo Music al lui Ovidiu Comornic s-a lansat acest album. Pe scenă vor apărea și cei doi copilași ai mei, pentru că pe album am o melodie care se numește Împreună vom fi mai puternici. Și sper să fie un concert reușit, dacă vor fi și spectatorii de acord cu mine. Așa că îi aștept pe 20 noiembrie, adică sâmbăta, la ora 17, la Casa de Cultură de la Făgăraș. Așadar, toți făgărășenii sunt invitați timp de câteva ore să asculte muzică de calitate, într-o seară de sâmbătă.